Polițistul moldovean Alexandru Ursu, grațiat de liderul transnistrian Evgeni Șevciuc în urmă cu 3 luni, nu este lăsat în pace nici în prezent. Deși oficial problema lui a fost rezolvată, la moment el nu are voie să traverseze hotarele satului de Baștină. Mai mult, Alexandru încă primește citații de la așa zisele organe judiciare din regiunea transnistreană. Какое рассмотрение может быть уже? Если я помилован. 26-12, 26 декабря, только сейчас пришло. După o detenție ilegală care a durat peste 3 ani, Alexandru Ursu nici astăzi nu se simte liber. Își amintește cu durere de încercările prin care i-a fost dat să treacă. A fost reținut în iunie 2009 de către persoane în civil, fiind dus cu forța la miliția transnistreană. În orașul Bendier a fost stopat de un milițian de lor, în care îndată a apărut în fața mea câțiva civil, îmbrăcați în civil, m-au scos forța din mașină, fără ca să urmărească din ce cauză și pentru ce, și tot cu forța m-au suit în mașina lor, care era cu numere rusești, m-au pus capul în jos în mașină și m-au sunt direcți care nu știam. Mă, când am ajuns la comisariatul de miliție Bendier, atunci am aflat că sunt la miliție. Totul a început de la un apartament pe care tânărul l-a cumpărat în orașul Bender. După ce a locuit 2 ani și jumătate în el împreună cu logodnica sa Irina, miliția l-a reținut acuzându-l că a falsificat actele. Toate actele sunt făcute în documente de notar, la, cum se numește la dânșii, registrațiunea palată. Tot e făcut normal, dar și chiar stăpânul apartamentului la prima ședință de judecată a spus că cum a fost convenit pe el și l-a amenințat din miliție din Transnistria, l-a amenințat că precum nici cauza a vândut apartamentul, că și cu cererea, plângerea scrisă deja de dâns, el nu mai trebuie să o semneze. Și a spus, dacă nu semnezi plângerea, atunci te arestăm pe tine din cauza că ai vândut, n-aveai drept să vinzi apartamentul unui polițist. Am fost o lună jumătate, am stat în Bendier, în comisariat. Am stat o lună jumătate, cu toate că după cum pe urmă am aflat că mai mulți 10 zile n-au dreptul să iei. În același timp, Alexandru a fost maltratat, nu a avut acces la asistența medicală și nici să-și vadă copilul, care s-a născut la puțin timp de la reținerea sa. Primele 3 zile am fost maltratat, tare chiar pe cunoștință m-au dus ei la spital. Și da, nu te-au obligat să recunoști vina? M-au obligat din prima zi. Cum ți-au spus? Mi-au spus că să-mi recunosc vina, că în caz contrar nu mă mai vede nimeni. Să-mi recunosc vina și să nu mă plâng nimănui, că în caz mă plâng tot. Că se va întâmpla așa, că n-aș ști nimeni unde-s eu și la părința să le spui că ei m-au eliberat, dar mai departe nu răspunde nimeni. Și cu bastonul de cauciuc, și cu picioare, și cu pumni, și permanent moldavski polițeischi, moldavski separatist și multe altele. În acest timp, familia lui Alexandru încerca să-și facă dreptate, agățându-se de orice fir de speranță. Am vrut să luăm advocat și nu ni s-a dat voie. Și ne-a spus nu umbla, că eu cu Ira umblam. Nu umblați, că ați vă închidem pe voi. Эти 3 года были очень тяжелые для меня. Она сидит 9 месяцев и одной, и никто, ну как, мои родители были рядом, но все равно не хватало мужа дома. Просто уже некуда было деваться, уже надо было что-то делать. Я, когда была в положении, лежала много на сохранении. Потом уже, когда родила ребенка, ну, немножко как бы, времени у меня занимало, конечно, но потом уже ребенок немножко подрос, и я уже некуда было деваться, уже надо было что-то делать, потому что одной растить ребенка это очень тяжело. Au urmat mai multe proteste organizate de familie, dar și de asociația Promolex și Hyde Park la guvern. Cazul lui Alexandru Ursu a fost reflectat atât în presa națională cât și cea internațională. Carpov și Filat, așteptăm explicație pe cazul lui Alexandru Ursu. Libertate pentru Alexandru Ursu. Я хотела, чтобы у сына был отец. Ездили в Кишинев много раз, добивались там, протестовали. Ездили, мы столько времени потратили на эти дороги, уставшие приходили вообще. Верила.
знаете, как бы не знаю, что меня побудило так ходить, бегать, делать что-то. Не знаю, такая сила была во мне, что заставляла меня просто идти. După 3 zile de la apariția Ordinului de Grație a polițistului, acesta a fost eliberat din penitenciarul de la Hlinnaia. A fost escortat până la casa părintească de forțele pacificatoare și reprezentanța biroului de reintegrare. Întâlnirea, cum era de așteptat, a fost una emoționantă. Я даже не представляла, вот как какая ситуация будет, как я отреагирую, как он отреагирует, как ребенок пойдет к нему, не пойдет. Все отлично было. Pentru că apartamentul pe care l-au cumpărat le-a fost luat, soții Ursu împreună cu veciorul lor sunt nevoiți să locuiască împreună cu părinții lui Alexandru. Trebuie aici cu tata, dar cred că o să trebuiască să închiriem ceva sau să scrimă din bani iar de un apartament, că ei suntem mulți și nu e așa de confort de locuit. Город – это больше перспектив и для ребенка, развивающие там комплексы. Я только хочу, чтобы ребенка поставить на свое место уже, чтобы развивался хорошо. И нам больше перспектив для работы, потому что мы не останавливаемся на этом. Мы хотим подняться выше. Faptul că i-a fost interzis să circule prin teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol le îngreunează și mai mult situația. Aceasta pentru că satul în care locuiește este intercalat cu orașul Bender. Pentru a ieși din localitate, inevitabil, traversează și o porțiune care administrativ îi revine Benderului, fiind în pericol de a fi reținut din nou. E greu chiar că când plec la Căușan, vin înapoi, trebuie să trec prin regiunea asta, Transnistria, un pic acolo și foarte greu, chiar și ieri am fost topat de miliția lor și mai simțeam incomod. Poate să nu fiu iar arestat acolo sau chestii de astea.